Și cum spuneam, în seara aceasta îl avem cu noi pe Tony. Tony, a câte ori ești acela noi la biserică? Mai știu. Nu mai știi. Deci, hai aici în față. Destule. Hai să se sperie oamenii ăsta. Pace, frate. Te iubesc. Amen. Amen. Ia să-ți vină și soția, că oamenii nu știu toți. Vine să vină ce ai frumoasă. Deci. Și mă poftim. Uitați-vă, și fata. Vino și tu să vezi ce se poate ieși din... Nemăritată, fata. Aceasta este o parte din frumoasa familia lui Tony. Da. Haideți să-i aplaudăm. Domnul să-i binecuvânteze. Au venit împreună cu frații noștri de la Arad. Mulțumim, Luci, că i-a adus. Cum a fost? Cu cine mi-a venit? Ligi. Și sora ta, Domnul să-mi întrezi pe Ligia. El este, îl știți, ridică-te în picioare, este pastorul nostru de la Viață Nouă, Lucian Vesa. E mai pocăit în ultimul timp? Nu se schimbă. Nu se schimbă, așa? Dar o slăbit. Nu-i bolnav. Nu-i bolnav. Asta e Africa. Te mănâncă. Asta e slujire. Asta e slujirea? E bine. Bine. Vrem să vă spunem că ne rugăm și vă purtăm în inimile noastre. Amen. Și sunteți deosebiți, Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Să ai grijă de el, că vine perioada aia mai grea pentru orice bărbat. Emo. Știi, perioada emo. Thank you. Mulțumesc. All right, dear. Bless you. Și ce ai mai făcut în ultimul an de când ai fost la noi? Un an a fost sau doi? Un an, cam 9 luni. Un an? E un an deja. Da? Nu. Ești mai cărunt. Asta da. Semeni încet, încet cu Nelson Mandela. Da. Bine. Te iubesc. Și eu. Aici îți ajungi, dacă vrei să te duci la amvon. E bine, o să fac mai sus. Așa. Și ce am spus la biserică? Că tu ne vei predica în seara asta și apoi ne vom ruga, ca data trecută. Cu plăcere. Cu plăcere lui Dumnezeu. Asta. Mulțumim. Domnul să te binecuvânteze. Slavi să fie numele Domnului. Vă aduc binecuvântare, salutare în numele lui Iisus Hristos. Un lucru fenomenal este totdeauna, nu contează ce se întâmplă, dacă totuși suntem aflați sub aripile lui Dumnezeu. Restul sunt nimic. În seara aceasta o să vă vorbesc despre temelie, fundație. Odinora, o persoană a construit o clădire de aproape 35 etaje în Lagos. Nu să precizăm, pentru că foarte mulți oameni au suferit. Familiile, neamuri, țara. Dar în timpul construcției, nimeni n-a văzut ce s-a făcut la temelie clădirea aceea. Au evitat standardele pe care stat a cerut. Nimeni nu l-a văzut. Au construit o clădire așa de frumoasă ca lume s-a dus acolo. Să știi ce s-a întâmplat? Clădirea aceea a ținut câteva ani. Dar, pentru că temelie era compromisă, fără să știe nimeni, cu încet, 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 casa se ducea în jos. Atunci când nimeni nu aștepta, clădire se prăbușit și cred că peste 35 de oameni au pierdut viața, inclusiv cel care a creat, a construit casa aceea. Când au făcut investigație, au scos tot. Au dat seama că volumul beton care trebuie să fie a fost compromis în câteva loc. Pentru că nu se putea vedea. Dar de pe asupra arata că au împlinit standarde care trebuie să fie. Atât că după atâtea ani, 35 de oameni au plătit preț de o temelie proastă. Domnul Iisus Hristos ne-a povestit despre valoare temelie în sensul comparație pe care El a făcut.
Hai să vă citesc ce a spus aici. El ne-a arătat în Matei capitolul 7 că un om înțelept este acela om când aude cuvântul lui și pune în practice. Spune, acel om este un om deștept care a construit, ca și un om care a construit casa lui deasupra pietre. E foarte important. De ce? Pentru că adeseori în secolul 21 în care suntem acum, pericul este să spui aparțin biserica fratele Vladimir. E un om fenomenal. Am intrat în oraș, am spus cu ce se laude Beiuș. Au spus așa, așa, așa. Și am spus se laude cu Duhul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu a plantat omul aici, omul acesta aici. Dar vedeți, este o binecuvântare atunci când ce el a plantat a plecat de la el, nu cu semnatura Vladimir, dar semnatura Duhul Sfânt și ajunge la tine. Adică cine vine la cuvântul lui Dumnezeu și nu ajunge să absorbe cuvântul acela, nu e un om deștept. Aici vrea Domnul Iisus Hristos să ne spune. Mesajul este aici. Un om deștept este acel om care aude cuvântul lui Dumnezeu, primește, absorbe și lasă să devine o parte din el. De ce? Pentru că viața în care noi suntem confruntați nu mai este viața care am avut acum 10 ani. Fratele Vladimir a spus un lucru, poți să te duci în pușcărie dacă te rogi pentru cineva fără voie lor. Dacă pui pune mână peste cineva, chiar dacă acel om vrea să moară și să învie, totuși cineva poate să te pune în pușcărie. Atunci întrebarea pe care vei pune este, oare Domne, de ce? Nu este o vreme pentru întrebare, este o vreme să ne asigurăm că temelia pe care noi ne șadem este temelia adevărată. Și dacă nu este temelie care este bazată pe cuvântul adevărul al lui Iisus Hristos, atunci există un risc să fim dezamăgit. Hai să uităm la natura unui pietră. Vedeți? O pietră este un materie solid. Nu se rupe ușor, reziste la sezoană dure. Vine vânt, vine apa, tot felul de lucruri, chiar când vine foc, reziste. De aceea Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, a făcut o comparație prin cuvântul lui și piatra. Multe oameni vin să audă numai ce vrea pastor să spune, care este începutul neprihanire. Dar ca să devine un standard de trăire pentru tine, e datoria ta să-l accept. Mult nu accept. Mult vor. Și știi că există un sistem de adicție. Fiecare duminică auzi cântecele, cuvintele frumos, ești umplut, te duci. Iarăși următoare duminică. Dar n-ai ajuns încă ca cuvintele aceia să devină o parte din tine. Noi, ca și copii al împărăției, eu dau o declarație că acum este timp să se manifesta copii al împărăției. Nu mai este timp în care trebuie să căutăm să fugim în peștere. Acum este ori trăim, ori murim. Ați cântat în seara aceasta. Nu mai este timp să păstrăm ce știm că va pierde oricum. Dar ca să poți să știi, este temelie aceea care îți dă în bod. La mine nu există moarte. Sunt morți deja. La mine
Nu există frică, pentru că cuvântul m-a spus deja că am trecut de la moarte la viață. Și sunt convins că stau pe cuvântul acela care este Hristos și nu înșelă. Atunci când vine problema și va veni, nu mai trebuie să fugim înapoi, să căutăm cum vom scăpa. Pentru că noi deja stăm pe temelia aceea care este Domnul Iisus Hristos. Putem să confruntăm lumea în care suntem aflat acum. Vedeți de ce adeseori multe oameni nu primesc vindecare emoțional, spiritual, fizic? Este că ei sunt clădiți deasupra o temelie care este surpată. Samuel Iisus spune în capitolul 11, versetul 3, ce ar face neprihanit când se surpă temelie? O temelie care este surpat, totdeauna lucru mișcă, se separă, apa intră, se îngheată, crapă din nou. Din moment când stresul mai mare va veni, credința acelui om va cade. De aceea în seara aceasta, provocarea mea este la fiecare să pună întrebare. Pe ce temelie stai? În versetele 25, Hristos spune și ploaia a venit, vigilia a venit, vântul a venit, dar clădirea care a fost construită pe piatră nu a fost mișcat. Primul lucru, fundație este baza fiecare structură. Vreau să-ți pun întrebare ca și creștinul 21. Pe ce piatra sau pe ce temelie stai? E o întrebare interesantă. Dacă stai pe temelie, succes va crapa. Dacă stai pe temelie țara ta, va crapa. Și se poate să fie temelie dacă pui Nigeria lângă România. Desigur că aleg România repede. Dar problema este că nici temelia aceea nu este veșnică. Va cade. Dacă stai pe temelia cunoștința pe care o ai, va cade. Singura temelie care va, nu, nu va cade este temelia care este cuvântul lui Iisus Hristos. Dar este extrem de important să te asiguri că este Hristos. Temelia sunt creat să devine suport pentru casa. Și ca să ajunge o temelie valabilă, atât de efort este pus, ați văzut în șantier, trebuie scorbite, pune fiere, cofrage, atât se pune acolo, omul ajunge obosit. Dar la urma urmelor, o temelie care este bine făcut, când va veni cu tremo, numai atât e casa aia va rămâne. E la fel ca și viața noastră creștină, că nu suntem chemați să fugim la o bisericele. Suntem chemați să stăm asupra cuvântului lui Dumnezeu, să-l mâncăm și să devine o parte de noi și ne va da curaj. Vedeți, nu trebuie să mergem să căutăm un profet, un om care vindecă. Din moment când nevoia vine, automat, eu știu că Duhul Dumnezeu este în mine. Roman capitolul 8 cu 15 și 16 spune că Duhul lui maturisește cu mine ca sunt copii al lui Dumnezeu. Și nu este o vorba de curaj, nu este. Deja Duhul acesta maturisește și în momentul de nevoie îmi întind mâna și spun în numele lui Iisus Hristos, situația se schimbă. Pentru că Duhul lui este în mine. Temelia aceea nu se clatine, nu se surpe. Dar nu este un lucru care se lucru într-o zi. Creștine este chemat să lucreze pe baza acest lucru. Dragilor,
în după masa aceasta, vreau să vă spun ca o persoană care nu clădește pe el asupra cuvântului Dumnezeu, este ca un om neînțelept care s-a construit viața, casa lui, asupra nisip. Un lucru interesant aici este așa. Cei care au avut ocazie să meargă la plajă, observat copii la mare, se chinuie, da? Cu ghelet, fac castele frumoasă și arată frumos. Și toată lumea spune, vai, ce frumoasă! Și deodată vine vijelie, lovește. Și ce se întâmplă? Se duce tot ce s-a făcut. La fel este viața unui creștin care nu este bine clădit asupra cuvântului Dumnezeu. Arată ca și creștine, arată cum trebuie să fie, dar problema este că când vine stres, nu ține. Un lucru pe care vreau să vă spun este așa. O temelie, un creștin care nu s-a șezut bine asupra o temelie propă, se poate cade, se poate reface, dar vă spun un lucru, va rămâne urma. Am pus întrebare în timpul meditației, am spus, tată, tu vindeci, înnoiești, tu iert, tu uit, de ce lași urma? Ați gândit? Problema este că dacă nu mai este urma, acel om va reveni înapoi unde a fost. Și urma aceea te ajute să știi de unde ai plecat, ca să nu te mai duci unde este slab, așa. Vedeți ce a spus Domnul Petre, Apostol Petre, Pavel aici, în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, spune, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un alt clădește deasupra. De a fiecare să aibă, să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate să pune o altă temelie decât ceea ce a fost pusă, la care este Iisus Hristos. Iar dacă clădești cineva pe această temelie, aur, arginte, pietre scumpe, lemne, fine, treștie, lucrare fiecare va fi dat pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecare. Dacă lucrarea zidită pe cineva, pe temelia aceea rămâne în picior, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, căci despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Slava Domnului! Dar vrei ce vreau să vă spun aici? Vrei să nu vrei oricum, temelia ta va fi încercată. Va fi, ori acum, ori la sfârșit. Dar cât timp ești aici pe partea, pe poarta aceasta eternitate, cât n-ai trecut, mai degrabă să asigurăm că temelia pe care stăm noi este stabilă. Cu cât ne creștem, pofte pentru păcate trebuie să diminueze. Păcat nu trebuie să se bătrânească cu noi. Lucrurile care ne ține ușor când eram mai tineri, trebuie să se dezlătui un pic, pentru că deja temelie devine tot mai concret. E foarte important, atunci când spun că eu sunt în Hristos, sunt aproape 40 de ani în Hristos și lupt cu aceeași păcat, ceva este greșit. M-a ascultat? Dacă spun că sunt în Hristos aproape 40 de ani și încă sunt ușor legat de lucrurile ușor, când Pavel spune, scriitorul evrei spune, să plecăm de la botez, să plecăm de la vindecare, să plecăm de la lucrurile mici, să începem acum să ridicăm pe oamenii de la morți.
și încă lupt cu lucrurile, eu le chem pasărecele, lucrurile mici care nu au valoare. Atunci eu trebuie să opresc și să pun întrebare: ce nu este corect cu temelia mea? Voi care sunteți ingineri hidrologici, știți că se poate repara. Nu neapărat trebuie să distrugi casa. Există niște chimicale care putem să pompăm acolo ca să aducem tărire la temelie. Pentru că cu Dumnezeu nimic nu este cu neputință. O temelie proastă este o casă construită peste o temelie de nisip. Așa cum a spus Domnul Iisus Hristos în versetul 26, spune așa: însă aud acest cuvântul ale mele și nu le face să fie asemenat ca un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip, a dat ploaie, a venit și voaiele, au suflat vânturile și au izbit casa aceea, ea s-a prăbușit și prăbușirea aceea a fost mare. Vedeți în ce a spus aici? Hristos spune: un om care s-a construit casa asupra nisip este un om neînțelept. Și de aceea, oricine aude acest cuvântul ale mele, îi vor face asemenea cu un om cu judecata și a zidit pe știnca. În după masa aceasta, întrebare pe care cineva poate să spune este: de ce este așa de folos? Este așa pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să spune la mine, la tine, la copiii lui pentru care el a vărsat sângele lui, că călătoria care îi mai rămâne nu va fi o călătorie ușor, va fi atâtea furtună, va fi un lucru. Acum noi în Africa de Vest, celularele noastre sunt legate de numerele de, cum aveți, security, bulletin. Este legat acum de contul nostru. Și dacă eu fac o predică, de exemplu, cum vă vorbesc acum, mi-au tăiat deja de pe Facebook. Dacă mai vorbesc mai dură împotriva lor, îmi închide cont. Dacă mai vorbesc mai dură, îmi închide telefon. Și se întâmplă în momentul real, așa cum vă vorbesc. Întrebarea mea este: ce se va întâmpla cu mine că nu mai am, în ghilimele, libertatea aceea? Hai să vă spun: nimic. Ce am spus? Nimic. Pavel spune: chiar dacă suntem legați, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Mă înțelegeți? Este atunci când nu știi pe temelia în care stai, te tulbură. Pentru că aceeași guvern care vrea să mă leagă la noapte, când are nevoie de vindecare, mă caută. Mă înțelegeți? Oamenii aceia, totuși, care nu sunt de acord cu libertatea cuvântului Dumnezeu, totuși vor veni inascuns să cere ajutorul. Dar eu trebuie să dovedesc că temelia în care stau, nimic nu poate să-l clatină. Dacă să știi acest lucru, este o mișcare care nu este doar o mișcare de o zi. O temelie, oricât de frumos, bine făcut este, are nevoie de timp ca să se maturizeze. Și întrebarea mea este: oare ești astfel de creștin? E foarte important. Dar Hristos nu ne-a lăsat fără soluție. A spus cuvântul lui. N-a fost o teorie. De ce? Pentru că cuvântul lui Iisus Hristos este viața. Cuvântul lui este sănătate. Îmi place scrisul lui
patriarchul lui David. Spune aici în Psalmul 119, versetul 105, spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și lumina pe cărarea mea. Vedeți? Dacă creștin ar ști puterea care este în cuvântul lui Dumnezeu, putem să schimbăm vremuri, putem să schimbăm politica lumii, putem să determinăm viața și moartea situațiilor. Cuvântul acesta nu este un lucru care este doar pe hârtie, este cuvântul făcut în așa fel în care nu e greu de explicat dacă n-ai creat pentru tine o viață sănătoasă asupra cuvântului Dumnezeu. Când te-ai crescut așa, vedeți, când eu umblu, eu știu că sunt un om, dar totuși ceva mă confirmă că poziția mea nu este doar un om negru african pe pământul ăsta. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că eu sunt un prinț, nu e pentru valoare predicii. Îmi spune că eu sunt un prinț șezut la partea dreaptă a Domnului Iisus Hristos asupra căpăteniilor. Adică când eu atunci încep să provoc manifestarele mele ca și un om al împărăției, eu nu încep de la jos să cer de la Satan, eu cer de sus. Și nu este filosofie, e realitatea noastră. Ați înțeles? Dar acest lucru nu se întâmplă dacă noi nu l-am clădit încet, încet, pentru că atunci în timpul test îți spune că adevărat ai cuvântul vieții în tine. În seara aceasta vreau să spun așa, cuvântul acesta, totuși David spune: string cuvântul tău în inima mea. De ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Noi nigeriani, vă spun, sunt supărat cu frații mei. Sunt supărat foc cu ei. Pentru că e o țară așa de binecuvântat. Cineva spune acum în săptămâna asta, ce s-ar întâmpla dacă luăm roman și le ducem în România și le aducem Nigeria în România. Am spus, va dispara România, Nigeria va devine paradis. Pentru că nu vor ști ce se fac cu ei și vă spun de ce. Ascultați, pentru beneficiul vostru. Nigerian, noi ne rugăm. Putem să puștim 300 de zile. Dar e o problemă. Noi puștim asupra o temelie proastă. Noi rugăm de dimineața până seara, fiecare miercuri seara până sâmbătă, nu mai auzit nimic decât rugăciune peste tot. Dar totuși situația nu se schimbă. E simplu. Temelia proastă. Vreau să vă spun în seara aceasta, putem să evităm post lung, putem să evităm suferințele lung pe care noi ne expunem, dacă temelie ar fi pus la punct. Și temelia aceea este cuvântul lui Iisus Hristos. Pune în tine. Hrănește. Pune. Dacă există un păcat, îndospește cu cuvântul lui Dumnezeu. E legal. Făcând acest lucru, mai mult lucru pe care noi chinuim, postim, să cerem, va fi redus la mai puține. În seara aceasta, Domnul Iisus Hristos vorbește biserica din Beiuș și spune: este timp să nu fim doar ascultator, să fim împlinitor al cuvântului Dumnezeu. Ascultați ce spune Iacov. În versetul 1, capitolul 1, versetul 22, spune: fiți împlinitor al cuvântului, nu numai ascultator, înșelându-vă singur. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapte, e seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după aceea s-a privit, pleacă și uită îndată cum era.
Dar cine își va adinci privire în legea de desăvârșire, care este legea slobozenă, și va starui în ea, nu ca un om ascultator ruituc, și ca un împlinitor cu fapte, va fi fericit în ceea ce face. Vreau să vă spun un lucru. În secolul 21, nu știm cât va rămâne, nu știm, dar vă spun un lucru care ne va purta temelia noastră. Când stres va veni, nu e un timp de fugit, nu e un timp de renunțat la Hristos, nu este timp. Dacă temelia este bine pus la punct, restul se va rezolva. Pentru un singur scop, Hristos este fidel. Hristos este credincios. Și eu vreau să vă pun o provocare în seara aceasta. Pe ce temelie stat ca și copii al lui Dumnezeu? E foarte important. Secretul este așa. Nimic nu este imposibil înaintea lui Dumnezeu. Putem chiar în seara aceasta și să spun, Tata, înaintea ta vreau să mă reclădesc asupra temeliei pe care Hristos a făcut deja. Vreau ca cuvântul tău să devină pentru mine viața și sănătate. Vreau ca cuvântul tău să devină pentru mine o lumină care mă va îndruma până la poarta veșniciei. Pentru noi nu știm cât de aproape sau cât de departe este. Dar timpul de aici până acolo contează foarte mult. De aceea în seara aceasta nu să mai lălăim, nu să mai tragem cuvântul mai departe. Vreau să provoc pe fiecare dintre noi să spune, Tata, cercetează-mă! Vreau din nou să pot să sclădesc din nou orice lucru, orice nisip care nu reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, care nu reprezintă viața lui Iisus Hristos, se cade. Vedeți, vom ruga în seara aceasta, la sfârșitul cuvântul acesta, unii nu vor primi vindecare. Nu e un blestem, mulți vor primi. Dar ce va face deosebire este credința bazată pe o temelie propă. Dacă temelia ta este pesimistă deja, degeaba scuipam pe tine. Din moment când tu recunoști că temelia ta nu este corect, schimbă-ți perspectivă. Lasă cuvântul lui Dumnezeu care este viața să te atingă. Și atunci, poate numai o atingere, vei vedea că Hristos este viu. Slavi să fie numele Domnului. Fratele pastor. Mim, Tony, Domnul să te binecuvinteze. Vreau să ne rugăm în această seară, așa cum am făcut-o în fiecare an. Când am fost, ți aduce aminte și la ce m-am gândit, Tony, de temelia proastă. Când am fost în Benin, nu știam ce-s bisericile acelea celeste, nu? Și am văzut biserici mari cu cruce pe ele și când mi-a spus Tony ce se întâmplă și din ce temelie sunt făcute, ne-am speriat. Asemenea, păgânism n-am văzut nicăieri în viața mea. Aproape că te simțeai mai bine lângă o moschee, că aia știai de la bun început, ăsta e dușmanul. Într-un fel, da? Dar când te duceai aici și vedeai crucea, ți se părea, păi, sunt de-a noștri. Nu erau de-a noștri. Aveau o temelie incredibil de păgână. Nimic nu făcut altceva decât să pună peste Africa păgână o spoială de creștinism care nu a rezistat. Nu, Tony, nu rezistă. Nu funcționează. Suntem într-o lume în care avem nevoie de Dumnezeu. În sensul în care trebuie să mărească credința noastră pentru că tot ce vom avea de la El în seara aceasta este doar ceea ce așteptăm. Atât. Așteptări mici, atât îți va da Dumnezeu. Dacă Dumnezeu tău e mic, vei pleca de aici tot mai mică, tot mai mic,
Lumea slabă, lumea slabă. Eu cred că faceți parte și trebuie să mulțumim Dumnezeu cei din biserică să vă povestesc ce s-a întâmplat scurt, într-un minut, mai înainte, la amiază. A venit un domn, a zis ca să ne rugăm pentru el, pentru că atunci când era în lume, a făcut foarte multe prostii, dar omul s-a pocăit, a avut soția lui, are copil, are tot ce trebuie și a fost fidel familiei, a fost un om credincios, dar satana vine continuu și spune mereu că nu mai ești tu iertat, că ai făcut o grămadă de păcate, că... Și zice, flash-urile astea îmi vin tot mai multe în minte. Și un cuvânt profetic pentru el a fost acesta. Tot ce ți se întâmplă este faptul că te duci într-o biserică, vă rog să fiți atenți, te duci într-o biserică care te-a obișnuit să umbli cu capul jos. Nu ești bun de nimic, nu ești iertat definitiv, ai probleme spirituale în continuare, vezi că satana te poate agăța oricând, vezi că satana deja ți-a făcut dosar și scoate dosarul ca la domnul Băsescu, exact când nu mai nevoie de el, pentru că cineva are dosarul tău, doar așteaptă ziua în care să ți-l pună. Și omul era paralizat de frică. N-ați crescut într-o asemenea biserică. În biserica aceasta vi s-a spus că totul e cu putință celui ce crede. Am spus că dacă diavolul vine la tine și tu și ți arată sau ți aduce aminte de trecutul tău, atunci adu-i și tu aminte de viitorul lui. Și spune, satan, într-adevăr am fost, dar să vezi ce te așteaptă pe tine. Să vezi ce te așteaptă pe tine, diavole. În seara aceasta vreau să vă duceți ca niște oameni pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu poate să facă minuni. Sora Nicoleta vă poate spune, nu există zi în care să ne trimită cineva cer de rugăciune să nu ne spună, Dumnezeu m-a vindecat în biserica aceasta. Dumnezeu, sau... Ceea ce e mai frumos, n-am putut să vin la biserică, dar când v-ați rugat, am crezut că e pentru mine. Și Dumnezeu m-a ridicat din bolă. Amen. Nu există duminică să nu vină cineva să ne spună am fost bolnavă terminal, într-o fază terminală. Dar Dumnezeu a avut milă de mine. Aș vrea ca să veniți cu credință. Eu cred că Dumnezeu poate să facă mari minuni cu tine, cu duhul tău, cu sufletul tău, cu trupul tău și cu mintea ta. Cred că Dumnezeu poate să facă o minune în familia ta, în casa ta. Cred că Dumnezeu în seara aceasta poate să-ți dea tot și mai mult decât poți să-ți imaginezi tu. Credeți asta? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să începem rugăciunea. Rog oamenii de ordine și toți diaconii noștri să ne ajute. Aș vrea să ne rugăm Domnului. Toți aceia care doriți ca să vi se facă ungerea, fratele Tony, un om pe care l-am văzut cu ochii mei, cu Dumnezeu, a făcut minuni prin el. Dar pentru asta trebuie ca să ai, Hristos era pe pământ și știți ce întreba pentru oameni? Întreba oamenii, crezi că poți să facă asta? Și mereu le spunea, facă-se după, dacă Hristos a zis, facă-se după credința ta. Noi nu avem voie ca oameni a lui să spunem mai mult decât atât, să se facă după credința voastră.